Astăzi, în comuna Comana a fost inaugurat un nou centru de tip Respiro destinat persoanelor adulte care suferă de diverse afecțiuni, precum și celor cu dizabilități. Respiro este un serviciu care oferă în cadrul unui centru specializat îngrijire și supraveghere 24 de ore din 24 persoanelor care fac parte din această categorie. O persoană cu probleme poate fi găzduită aici pe o perioadă de minim 3 zile și maximum 30 de zile. În cadrul centrului, cei găzduiți beneficiază de servicii complexe de tipul găzduire, masă, consiliere psihosocială și psihiatrică. Centrul este unul destul de modern ca și concept. Este peste tot în Europa de Nord și în partea anglosaxonă a Europei foarte răspândit. În România încă nu a existat așa ceva, dar Fundația Istoria are o maturitate de peste 20 de ani în a oferi servicii cu opțiuni sociale și atunci ne-am luat inima în dinți și am deschis și acest centru. Noi credem că o să funcționeze foarte bine pentru că el s-a înființat practic la cererea familiilor. Adică există o presiune foarte veche a părinților. Unii sunt destul de în vârstă, au copii, între ghilimele, care au 30-40 de ani și sunt bolnavi cronici și sunt foarte obosiți de a purta de grijă și atunci ne-am gândit să-i ajutăm astfel încât să nu ajungă în spital abandonate aceste persoane cu probleme de sănătate mentală. Proiectul, deși este demarat de câteva luni bune, abia astăzi am pus cap la cap toate resursele, toată expertiza noastră, am ales locul în această minunată locație și ne-am întâlnit. Proiectul aparține Fundației Stuar și este finanțat prin Fondul Social European. Este dezvoltat în parteneriat cu Fundația Tinerețe fără Bătrânețe și cu Asociația pentru Sprijin Suedez. Capacitatea maximă a centrului este de 12 locuri, iar costurile variază în funcție de nevoile persoanei găzduite. Centrul inaugurat la Comana este singurul de acest fel din regiune și încă de la deschidere s-a bucurat de un real succes. Noi am făcut studii calitative și am reacționat la cererea familiilor care doreau astfel de serviciu și bineînțeles că solicitările sunt peste numărul de disponibilități de 4 pe care le avem, dar noi credem că cu puțină organizare putem să succedăm, adică se poate roti numărul de persoane în așa fel încât să servim zona aceasta, poate și bineînțeles Bucureștiul, care este destul de dezechilibrat din punct de vedere al serviciilor la populația pe care o are. Iar Giurgiu este foarte, adică Comana este foarte aproape de București, la 40 de kilometri, e destul de facil și pentru bucureșteni să profite de acest serviciu. Odată cu deschiderea centrului au fost create și 11 locuri de muncă, iar angajații provin din comuna Comana și sunt specializați în domeniu. Cei interesați de serviciile centrului pot apela numărul de telefon 0246283517 sau pot trimite un mail pe adresa respiro@aronestuar.org. Centrul Respiro din comuna Comana, județul Giurgiu, a fost lansat în cadrul proiectului Șanse egale la angajare pentru persoanele vulnerabile, proiect cofinanțat din Fondul Social European, în care parteneri sunt Fundația Estuar, Organizația Suedeză pentru Ajutor Individual și Fundația Tinerețe fără Bătrânețe.